Ei, pe când ascetul, când se apucă de post, își închide urechile să nu audă, își închide ochii să nu vadă, își închide simțurile să nu mai trăiască în lumea pământească și să înalță cu mintea în cer. Spune în Filocalea 6 că Sfântul Gheorghe Arselaitu avea puterea să meargă cu mintea în cer, să stea câte 2 săptămâni, iar trupul stătea pe pământ ca și cum ar fi fost mort. Deci, vă dați seama ce măsuri duhovnicești. Mă opresc chiar și la Sfântul Antonie în pustie, unde întâlnim o chestiune foarte interesantă. Pentru că postul e o armă și nu e o virtute. Vedeți? Noi am putea cataloga și de obicei cred că asta ar fi așteptat creștinii noștri, că întrebarea dumneavoastră a avut și această nuanță. Cât postești un copil, cât postești un bătrân, cât postești un căsătorit, un om care face serviciu, un om liber, un om în putere, un om bolnăvior, un om mai puțin în putere. Răspunsul ar fi acesta, după spusa Marului Sfânt de la Siestria, Paisiolaru, roagă-te cât poți și postește cât poți. Asta ar fi răspunsul corect. Dar răspunsul corect ar fi măsurile postului. Lacto-vegetariene pentru cei bolnavi și pentru copii, vegetariene pentru cei în putere, iar pentru cei duhovnicești și adânciți în lucrare, mergem pe hrana uscată, mergem pe postul negru, mergem pe semințe, mergem pe rădăcinoase, adică pe fructe, mergem pe pâinea uscată, mergem pe pesmet, mergem pe Sfânta Împărtășanie. Povestea părintele Cleopa că în momentul când începea postul mare, un alt sfânt al Sihăstriei, părintele Ioanichie Moroi, spunea așa, mă băieți, am să vin și eu câte o leacă la trapeză, dau un preot să dea binecuvântare și să citiți la masă și să începeți masa. Și pe la jumătatea mesii venea și bătrânul stareț și se punea acolo la el la masă și spunea așa, în loc de apă mie să-mi puneți puțină moare de varză. Și el mânca o frunză de varză murată și bea o cană de moare din aia să se răcorească, pentru că el ținea posturi de alea îndelungi, aspre și negre, și doar avea nevoie un pic să răcorească digestivul, ca să spunem așa, în mod biologic. În restul, bea apă și se împărtășea când slujea Sfânta Liturghie. Deci, avem măsuri și mai înalte, o găsim la Ioan din Munții Sirei, care îi spune lui Teodor Varzari că el insistă. Dacă tot Dumnezeu mi-a dat acest dar să vă văd, să vă descoper, să vă simt, să mă binecuvântați, ce să vă aduc eu? Să vă aduc pesmeți, să vă aduc bureți uscați, să vă aduc legume, să vă aduc ceva? Nu. Din mila lui Dumnezeu am ajuns la măsura în care pământul mi-este așezământ și pat, cerul mi-este acoperământ și Dumnezeu mi-este hrană și pentru trup și pentru suflet. Dar ajunsese la măsura nepătimirii omenești, deci intrase într-o sferă mai înaltă, unde nu simțea nevoia de mâncare. Deci când făcea liturghia și se împărtășea, era suficient. Ajunsese să trăiască, cum se cheamă, mana dumnezească sau sfintele taine, cele mai înalte trepte din post. Și spune tot despre același pusnic, că odată, cum stătea prin pădure, trecând stâna cu oi, câinii s-au repezit și s-au burzuluit repede și au început să latre. Ciobanul când s-a uitat, n-a văzut om. A văzut lângă un copac o lumină așa strălucitoare. S-a închinat, a făcut metanie și, Doamne, ce-o fi asta? Și atunci i-a apărut bătrânul în față, în mod real. Și auziți, oare cu ce am greșit eu astăzi lui Dumnezeu de m-a arătat oamenilor? Deci iată măsură de post. Deci, poți să ai puterea, spune în istoria mănăstirii Sihăstria lucrul acesta, înaintașii bătrânii de la pusnicii Sfântului Mare, Atanasie, un ucenic de-a lui Daniel Sihasul la Voroneț, care în poiana lui Atanasie acolo făcuse niște colibii, că ăsta e începutul duhovnicesc a acestei vetre monahale Sihăstria, trăiau prin peșteri și colibii, iar când s-a făcut prima bisericuță de episcopul Gedeon de Roman, cea care și azi este originală în curte, cea micuță, pusnicii de prin munți coborau noaptea la liturghie și la utrenie, nu-i vedea nimeni în biserică, numai se simțea mirosul de mireasmă care îl degajau pentru că erau la starea de sfințenie. Deci lucruri care n-au nicio treabă, cu dafinul din borș, cu busuiocul din mâncarea de fasole, cu cimbru, cu
zacusca, cu pâinea coaptă, cu pâinea harică, cu pâinea frământată, cu pâinea ecologică, cu pâinea bio, cu veganismul, că mi-a și spus odată o fată care e vegană. Dar ce, părinte, noi veganii ținem post permanent? Nu. Voi țineți dietă permanent. Voi țineți un mod de hrană care nimeni nu vi-l contestă, este hotărârea dumneavoastră, dar n-are nicio treabă cu postul. Nu ești cu gândul la dumneavoastră. Termenul de post este numai acela care este împletit cu har și cu Duh Sfânt și cu lucrare duhovnicească. Dacă ai mâncat și n-ai spus un Tatăl nostru dietă, dacă ai mâncat și n-ai spus un mulțumesc și n-ai spus un Împărate Cerești și un Doamne Iisuse dietă, dacă n-ai mâncat cu scopul de a te curăți de o patimă, de o apucătură, de o streche din asta, cum avem noi oamenii, tot felul de porniri, nu, e o dietă. N-am făcut decât să transformăm gastronomia din prea proteică în prea vegetală, din prea vegetală în prea carbohidrată, din prea carbohidrată în prea fibroasă și așa mai departe. Deci astea țin doar de culinar. V-am spus, postul modern nu este altceva decât o întrecere MasterChef între creștini. Deci adevăratul post, ne-l spune David Psalmistul, au slăbit genunchiile mele de lipsa undei lemnului și s-a uscat carnea mea. Deci vedeți ce înseamnă să simți că te-ai vestejit. Asta înseamnă să nevoiești trupul. Bine, un om care face serviciu, 8 ore, casă, copii, familie, n-ajunge la măsura asta. Dar asta e măsura postului și ne mai dă și o măsură a pocăinței în post. Îl întrebăm pe psalmistul David și ce ne spune? El cu asta se ocupă. Băutura mea cu plângerea m-a amestecat și pâinea mea cu cenușă am mâncat. Acum nouă nu ni se cere să punem cenușă în pâine. Așa era în Vechiul Testament, o formă de a arăta smerenia. Dar noi nu ne mulțumim nici cu pâinea intermediară veche sau neagră. Vrem numai foarte albă, uitând că aia dă diabetul și celelalte boli, dacă nu ești atent și o consumi excesiv. Deci, vedeți, astea sunt diferențele între postul nostru modern și de ce am început așa, ca cei care ne ascultă să înțeleagă că dacă reușesc să țin acest post cu dezlegare la vin din prisosc. El e un post al bucuriei. Da, acest post când s-a pus mai mult simbolic ca o mărturie a minunilor Vechiului și Noului Testament până la venirea lui Hristos. A postit Ioachim și Ana 40 de zile ca să poată Ana să rămână grea, să o poarte pe Fecioara Maria în pântece. A postit Moise de 2 ori 40 de zile să-și ia tablele lege din muntele Sinai. A postit Mântuitorul în carantania 40 de zile să ne arate nouă ce înseamnă postul. Și mulți alți sfinți. De ce lucrul ăsta? Ca noi să înțelegem că arma postului stă la dispoziția creșterii duhovnicești. Și Filocalia ne arată. Cei care mănâncă carne nu se curăță cu mintea niciodată, deci au o minte grosieră, ăsta e termenul, adică gânduri, noi avem, ca să fac mai ușor să se înțeleagă, noi avem trei feluri de patim și pofte. Grosolane, adică rigide, curvie, băutură, lăcomie, crimă și așa mai departe, orice greșeală, care se văd. Da. Și astea sunt patim groase de tot. Apoi avem patim subțiri, mânia, iuțimea, nerăbdarea, încăpățânarea, înfumurarea, părerea de sine, care alea nu prea se văd. Dar avem patim și mai subțiri, care se numesc căderea în sus sau căderea angelică. Și ele fac parte din categoria înșelării. Și dacă îl deschidem pe Simeon Nou Teolog la Filocalia 8, ce ne spune? Că în prima treaptă, cei care încep să se nevoiască, dracul vine și le insuflă gândul sfințeniei. Le dă un miros plăcut. Oh, m-am rugat, nu mi-a apărut miros de tămâie. Le dă șoapte plăcute, se pare că îi vorbește îngerul. Le dă miresme grozave, le dă lacrimi grozave. Și ei deja cred că au sporit și încep să se umfle cu inima și mă, cine mi se ia în fața mea? Adică narcisismul ăsta duhovnicesc, care de fapt te duce în râpă, te duce la cădere. Dar Simeon Nou Teolog ne spune, să nu vă încredeți acestor semne, că sunt vădite semne ale înșelării. Hristos s-a rugat fără imaginație. Omul desăvârșit Dumnezeu atât a spus, Tată, preamărește-mă să te preamăresc.